Creștinii ortodoxi sărbătoresc pe data de 29 iunie pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, considerați discipolii lui Isus care au contribuit cel mai mult la răspândirea creștinismului în lume. Aproximativ 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cei doi apostoli sunt prăznuiți împreună pentru că au murit în aceeași zi, în anul 67, în timpul prigoanei creștine, declanșate de împăratul roman Nero. De asemenea, tot pe data de 29 iunie se termină postul ținut în cinsta celor doi apostoli, numit în popor postul Sfânt Petrului. Petru și Pavel au propovăduit învățătura lui Hristos în lume. Sfântul Petru a vorbit despre Evanghelie în Ierusalim, Iudeea și în Antiohia, unde membrii bisericii s-au numit pentru prima dată creștini. Sfântul Pavel a predicat Evanghelia mai ales printre păgâni. A străbătut în călătorii misionare Asia, Spania, Britania și Italia. A înființat comunități creștine și a hirotonisit episcopi, preoți și diaconi. Biserica Ortodoxă îi cinstește în mod special pe cei doi apostoli, rânduind o perioadă de post specială. Postul Sfinților Apostoli este unul dintre cele patru posturi de peste an, alături de cele ale Paștelui, Sfintei Maria și Crăciunului. În vechime, acest post se numea Postul Cincizecimii. Dintre cei 499.657 de români care își sărbătoresc pe data de 29 iunie ziua numelui, 376.881 sunt bărbați și 122.776 femei. Cele mai frecvente nume întâlnite la bărbați sunt Petru, Petre, Paul, Pavel, Petrișor, iar la femei cel mai des întâlnite sunt numele Paula, Petronela, Petruța și Paulina.